Vedeți, dacă vestea bună este că toată nedreptatea, tot ceea ce produce suferință, tot ceea ce nu este conform legii lui Dumnezeu va fi judecat și va fi distrus și pedepsit de Dumnezeu, vestea proastă este că eu și cu tine suntem nedrepți. Eu și cu tine suntem dintre cei care rănim pe alții. Suntem dintre cei care nedreptățim pe alții. Suntem dintre cei care am tratat cu indiferență. Suntem dintre cei care am avut mândrie în inima noastră și ne-am îngânfat față de suferințele semenilor noștri. Adevărul este că eu și cu tine suntem responsabili pentru suferința din această lume. Este foarte ușor să te retragi și să zici: lumea aceasta este plină de suferință, lumea aceasta este plină de nedreptate și aștept ca Domnul să-mi facă mie dreptate și să-mi șteargă mie lacrimile și să-mi rezolve suferința mea, fără să realizez că tu și cu mine suntem cauza nedreptății. Suntem cei care producem suferința. De aceea Sfânta Scriptură și Domnul Iisus ne arată că esența aceasta de nedreptate, de păcat, de producător de durere, este în inima fiecăruia. Și Domnul Iisus Hristos spune că nu doar cei care înfăptuiesc nedreptatea și suferința de cel mai înalt rang, cum ar fi ucigașii, sunt vinovați pentru lumea în care trăim. Dar cei care stau și privesc cu ură față de frații lor au în inima lor aceeași sămânță de păcat care o are ucigașul. Și când stai să te gândești că aceeași sămânță păcătoasă, aceeași fire păcătoasă există în tine și analizezi viața ta, realizezi că și tu ai cauzat, poate în diferite feluri, suferință cum cauzează un criminal, cum cauzează un ucigaș. Dumnezeu este drept și noi nu suntem drepți. Dumnezeu va rezolva problema suferinței și noi suntem cei care provocăm suferința. Dumnezeu va rezolva problema mândriei și noi suntem cei care suntem mândri. Noi suntem cei care vom fi judecați de Dumnezeu. Și această veste că există un Dumnezeu drept și un Dumnezeu suveran, privită prin optica realității că noi suntem cauza suferinței, că noi suntem cauza nedreptății, este cea mai terifiantă veste care o putem primi.